For Jesus says, I am the resurrection and the life. Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Speaking of the resurrection, he's talking about the bodies of believers, the church that has gone before. Și vorbind despre înviere, el vorbește despre trupurile credincioșilor din biserică care au plecat înainte. When he speaks of himself as the life, he's thinking about the bodies that will be translated without dying when he comes. Și apoi când spune că el este viața, vorbește despre trupurile credincioșilor care vor fi în viață la venirea lui. Those who believe in me, he says, though they are dead, yet shall they live. Și apoi spune, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Resurrection. Învierea. And whosoever lives or whosoever is alive when I come shall never die. Și oricine trăiește sau cine este în viață la venirea mea și crede în mine nu va muri niciodată. So here is a wonderful future for every Christian. Iată un viitor minunat pentru fiecare creștin.